Astăzi seară la Canal 5, filmul Valaur a primit un premiu care vă onorează pe voi toți cei care ați lucrat la el. Cum a fost experiența asta? Pentru că a avut rol principal acolo. Da, da, chiar ne onorează și am fost foarte emoționată și, nu știu, surprinsă să trebuiască să urc pe scenă și să ridic premiul în numele echipei. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă și foarte grea, foarte intensă, dar pentru mine e o mare bucurie să pot să-mi fac meseria de actor și când am avut această ocazie m-am aruncat în experiența asta complet. Am fost foarte muncitoare, am ascultat foarte bine de ce a spus Octav, am propus la rândul meu lucruri și am fost foarte bucuroasă că eram în linia corectă cumva a personajului, în sensul că tot ce propuneam și făceam era aprobat de Octav. Am lucrat foarte bine cu el și mă bucur foarte mult că munca noastră a fost încununată în seara asta de un premiu important. Și a lucrat și cu un actor foarte tânăr. Da. Da. O partitură dificilă, relația dintre voi. Cum ați lucrat, de fapt? Am lucrat foarte bine, pentru că pe set, nu știu dacă îți dai seama sau percepi faptul că cineva are un pic mai multă experiență sau altcineva nu are. Pe set totul se rezumă la o relație foarte reală și autentică și bineînțeleasă de către cei doi protagoniști. Iar eu vreau să-i mulțumesc lui Sergiu pe această cale că am avut o colaborare foarte bună, am fost amândoi foarte deschiși și foarte concentrați și foarte, cum se spun, ne-am susținut unul pe altul. Chiar a fost un parteneriat și a fost foarte, foarte bine din punctul ăsta de vedere. Mi se pare gala asta aniversară. Mi se pare fastuos, e foarte frumos. Mă bucur să fiu aici și să particip și în această seară care e un moment așa important pentru gală. La mulți ani!